Salut, sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou tutorial de Origami 3D. În acest tutorial am să vă arăt cum să faceți acest vas da? de flori sau vază sau ce vreți voi, cum vreți să-l denumiți, care arată așa, este super mare, arată așa de pe lateral, da? Adică uitați-vă cât e mâna mea cât e el și am folosit piese 1 pe 64 dar este foarte mare și foarte frumos și eu zic că merită numărul mare de piese pe care îl are pentru că trebuie să folosim cam 2500 de piese pentru el și lipici pentru că este un model sensibil dacă vreți să vă țină în timp bine eu n-am folosit la asta dar vă recomand acesta să folosiți lipici neapărat pentru că cam este cazul mai ales dacă sunteți începători și vă încumetați să faceți acest model. Și nu știți încă cum, cum rezistă piesele și cum pot ține ele atunci când sunt noi Sau folosiți o hârtie mai, mai subțirică așa care se poate rupe imediat Modelul poate da foarte ușor și după e păcat de munca voastră Așa că vă recomand să folosiți lipici Și să vă pregătiți pentru că este un model destul de greuț O să încerc să explic pe cât de bine pot Dar e foarte... Foarte mult de muncă la el pentru că sunt o grămadă de pași repetitivi și durează destul de mult. Aici, în ultimul rând, cred că avem vreo 70 de piese pe rând sau ceva. Așa că e foarte time consuming și necesită și multe piese. În fine, am vorbit cam mult, haideți să trecem acum și la tutorial. Ok, și vom începe acest model prin a forma o bază de 18 piese pe rând și pentru a face acest lucru pur și simplu luăm două piese albe, le conectăm așa, ca de obicei atunci când formăm o bază și apoi mai luăm și formăm încă 5 perechi pe lângă aceasta, le conectăm între ele exact așa da? Și aici avem un grup de 6 perechi. Luăm cel de-al doilea grup. În total trebuie să avem 3. Luăm cel de-al treilea grup. Și le conectăm pe toate între ele. Cu mare grijă să nu stricăm baza. Pentru că oricum va trebui să mai punem multe piese de acum încolo. Și așa arată baza noastră. Da? nu mai punem niciun rând invers deasupra, pentru că oricum o să se strângă, o să vedeți imediat de ce. Ok, și ca să creștem numărul de piese pe rând, pur și simplu luăm și adăugăm o piesă normală, apoi sărim un spațiu unde ar veni cealaltă piesă, da? Îl sărim și adăugăm următoarea piesă, apoi tot așa sărim un spațiu, adăugăm următoarea piesă și tot așa până terminăm rândul, da? Ok, și vom avea 9 piese momentan, da? După care în spațiile acestea libere vom adăuga două piese și le vom adăuga cu buzunar liber și pe o parte și pe alta, da? Deci, cu buzunar liber exact așa, da? Asta în spațiile libere, în așa fel încât să creștem numărul de piese. Deci așa le vom adăuga pe cele din spațiile libere. Bun. Și Repetăm acest procedeu de adăugare uh, a peselor cu buzunar liber până când terminăm rândul. Și ca să știți că ați făcut bine, uh, de la 18 piese pe rând, va va trebui tre să ajungem la 27. Ok, și o să arate așa. Vedeți, nu mai e nevoie de nu mai e nevoie de ultimul rând, pentru că pe măsură ce vom adăuga piese, ea se va strânge, așa. Bun, și acum, după ce am crescut numărul de piese, va trebui să mai adăugăm încă 3 rânduri de piese normale, da? Deci, pur și simplu, le luăm și le adăugăm așa. Va trebui să mai adăugăm încă 3 rânduri, deci 3, da? De piese normale deasupra. Ok, și o să arate așa, vedeți că vasul nostru începe ușor-ușor să prindă formă, la bază cel puțin, Că pe măsură ce avansăm, sigur că prinde formă. OK. Și acum, de la 27 de piese pe rând, va trebui să creștem numărul la 36 și de data aceasta vom adăuga normal două piese, da? Deci două în loc de una, după care lăsăm un spațiu liber și apoi încă două piese. După aceea, din nou, spațiu liber și două piese și facem acest lucru până când terminăm rândul. Ok, și va arăta așa. Iar apoi, în aceste spații libere, exact ca mai devreme când am crescut numărul la 27, vom adăuga piese cu buzunar liber. Exact așa. Frumos. Da? Deci, uitați, piesele cu buzunar liber. Și repetăm acest procedeu până, bineînțeles, terminăm și rândul ăsta. După care, mai adăugăm încă un rând de piese normale deasupra, da? Deci, terminăm rândul ăsta de 36, după care mai adăugăm încă un rând de 36 deasupra. Ok. Și, momentan, vasul va arăta așa. Sau, cel puțin, baza lui, da? Bun. Și acum, după ce am adăugat și cel de-al doilea rând, deci am crescut numărul de piese și am adăugat al doilea rând, Acum vom adăuga așa. În continuare, piese normale, albe și lăsăm un spațiu liber, da? deci adăugăm una, lăsăm spațiu liber, adăugăm una și tot așa, pentru că în acel spațiu liber vom adăuga piese albastre. Da? Sau, bineînțeles, ce culoare v-ați voi, eu am ales albastru. Da? Deci, practic, rândul ăsta vom alterna piese albe cu piese albastre, Astfel că vom adăuga 18 albastre, 18 albe și le adăugăm una așa, una așa și gen una așa, una așa. Știți? Adică una albastră, una albă și tot așa până terminăm rândul. În total va trebui să avem jumate-jumate. Și adăugăm în continuare până terminăm acest rând. Ok, și va arăta așa. Așa se vede și de sus și așa se vede din lateral sau din față. Bun, și vedeți că începe să arate din ce în ce mai frumos, da? Mai ales mie îmi place maxim combinația asta la vasele de flori în general. Um, alb cu albastru, știți? Sau cu un albastru deschis, nu neapărat închis ca asta. Bun, și acum va trebui să mai adăugăm încă trei rânduri din astea așa, deasupra. Rânduri în sensul un albastru, un albă, cu piese alternative. Doar că ne vom muta de fiecare dată mai la dreapta. Și anume, dacă piesa noastră albastră este, de exemplu, hai focalizează, dacă piesa noastră, de exemplu, cea albastră este aici, rândul următor ne vom muta un pic mai la dreapta și piesa albastră va veni jumătate peste cea albastră, jumătate peste cea albă și tot așa, da? Bun. Și haideți să vă demonstrez. Asta este cel de-al doilea rând și pe al treilea rând ar arăta așa. Adică Atât piesele albe cât și cele albastre urcă cumva pe diagonală înspre dreapta, da? Exact așa. Și va trebui să adăugăm încă trei rânduri. Deci va trebui să avem câte patru piese puse una peste alta așa pe diagonală pe... pentru fiecare culoare, da? Deci patru albe, apoi patru albastre și tot așa. Deci în total patru rânduri să le zic mixte. Ok, și o să arate așa după ce am adăugat și ce alte rânduri și vedeți că începe să arate din ce în ce mai frumos. Încercăm și noi să-i dăm o formă că de cât de momentan de bol, că zici că e un castron, așa arată, dar na, așa e baza oricărui vas până la urmă. Și punem acest ansamblu deoparte pentru că va trebui să facem următoarele mici construcții pe care să le adăugăm deasupra. Și anume acești stâlpișori da? bețele astea așa. Și ca să facem aceste bețe, vom proceda în felul următor. O să luăm două piese albe, după care pe centru adăugăm una albastră, exact așa, și apoi două albe deasupra, în așa fel încât să prindem și piesa albastră și cea albă, da? Deci exact așa le vom adăuga, da? Hai, focalizează. Așa, da? Apoi, din nou, o piesă albastră în centru și apoi din nou două albastre, uh, două albe, pardon, deasupra, exact așa. Și vom repeta acest procedeu, da? Deci repetăm procedeul acesta în continuare până când vom avea în total 15 piese albastre, da? Deci 15 piese albastre. Noi momentan avem două, trebuie să avem în total 15. Ok, și după ce am repetat acest procedeu și avem 15 piese albastre una peste alta, da, așa în șir, pețigașul nostru arată astfel și deasupra aici, întotdeauna să avem două piese albe deasupra, nu mai punem încă una albastră, vom adăuga o piesă albă pe centru, așa, iar pe lateral, pe fiecare laterală, câte o piesă albă cu buzunar liber în afară, exact așa, da, da, Apoi, deasupra, încă două piese albe. Exact așa. Și vedeți că aceste piese din marginea au aceste brațe libere, da? Bun. Și acesta este un bețigaș, da? Deci, așa arată un bețigaș. În total, va trebui să avem 18. Da? Deci, ați auzit bine cât am avut. Câte piese am avut în bază atâtea bețigașe o să avem și anume 18 piese, uh, 18 bețigașe. Eu mi le-am făcut pe ale mele aici deja de dinainte ca să nu stau. Vedeți că arată așa. Și apoi luăm baza, da. Luăm un bețigaș și pur și simplu îl adogăm între două piese. Exact așa. Mă rog, între două piese, între trei de fapt, pentru că va veni peste trei piese. Și îl adăugăm cu mare grijă. Da. Ne asigurăm să fie drept. Bun. Și apoi luăm următorul bețigaș și îl adăugăm fix lângă el. Da, deci nu mai lăsăm niciun spațiu liber pe nicăieri. Pur și simplu le lipim unul de celălalt. Și ne asigurăm că... Vedeți? Că toate... Um, toate... Um, asta. Toate cele trei piese intră în cele două. A, ah, pardon, scuze, greșeala mea. De adăugat le-am adăugat bine. În schimb, va trebui să punem piesa albastră de pe bețigaș. Va trebui să o punem peste piesa albastră din, din bază. Da? Exact așa. Și, după cum am zis, respectăm principiul, respectăm principiul că trebuie să lipim bețigașele unul de altul. Și nu vă faceți griji dacă aici sus se vor ciocni piesele sau nu va exista spațiu, cu atât mai bine dacă se lovesc una de cealaltă, pentru că va trebui oricum la final să le conectăm, da? O să le conectăm, o să le conectăm cu o piesă între ele, dar în momentan să le lăsăm așa. Bun. Și dacă vă așteptăm mai mult, puteți să duceți unul în față, unul în spate, dar ideea e că oricum v-am zis o să le conectăm între ele la final. Și piesa, piesa de pe centrul bețigașului, trebuie să vină deasupra uh, cele albastre de pe bază, în așa fel încât să se creeze acest model frumos, vedeți? Deci vine o dungă așa, pe diagonală și apoi o urcă, apoi vine albă și se împarte așa în două aici, deci rezultă un model foarte frumos. Uh, fiecare bețigaș și ocupă, uh, ocupă trei piese, adică se pune pe mijlocul celor trei, da? și uh, întotdeauna lipit de, lipit de celălalt bețigaș de lângă el, niciodată nu lăsăm nu lăsăm pe nicăieri nicio piesă liberă și re respectând aceste principii, practic uh, adăugăm toate celelalte bețigașe pe acest rând și uh, revin când le-am adăugat pe toate ca să vă arăt cum procedăm în continuare. Ok, și după ce am adăugat bețigașele, o să arate așa. Vedeți că deja nu mai încape în caldul pentru că e foarte mare, dar el arată așa. Și în punctul în care este acum am putea să lăsăm așa pentru că arată foarte frumos, însă mai trebuie făcut la el, mai este de lucru. Și din câte vedeți, bețigașele stau cam aiurea momentan, de-aia vă și recomandam la începutul clipului să folosiți lipici pentru acest model, chiar dacă de obicei nu o facem, pentru că partea asta este extrem de instabilă și există riscul să se dezmembreze și de jos de acolo să iasă bețigașele, dar și aici, când le vom conecta, va fi, va fi un pic mai greu. Și eu încerc pe cât de mult posibil să le dau așa un pic către exterior, fără a forța foarte mult, pentru că ele oricum revin la loc dar când vom începe acum să adăugăm piese, tot o să fie ok. Bun. Și vedem că avem aceste trei piese de la bețigașe pe care v-am zis eu să le punem deasupra. Și practic aceste piese care sunt în lateral libere, merg conectate între ele. Și dacă adăugăm o piesă normală deasupra, așa, da? Bine, dacă aș putea. Așa, dacă adăugăm o piesă normală deasupra, vedem că o să stabilizăm cât de cât modelul da exact așa și o să unim și bețigașele între ele și practic asta o să și facem în acest rând. Luăm câte o piesă albă și o conectăm în așa fel încât să unim aceste piese libere de la fiecare braț. Desigur că nu peste tot va fi uh, egal la milimetru pentru că vasul nu este perfect din orice punct de vedere, motiv pentru care va trebui să mai ajustăm pe parcurs și să lucrăm cu foarte mare grijă. Da? Deci aici vă rog să folosiți lipici să vă asigurați și să lucrați cu foarte mare grijă pentru că acest pas este extrem de important. Ok, și o să arate așa după ce am conectat acele bețigașe între ele. V-am zis, durează destul de mult această parte și trebuie să avem foarte mare grijă. Repet, nu sunt toate perfecte din câte se poate vedea, adică dacă ne uităm de sus, unul e mai ieșit, unul e mai nu știu cum, dar aceste detalii se vor retușa la final când modelul este stabil cu totul. Și acum, practic, că noi am conectat acele bețigașe între ele, am format un rând normal de piese, ca la bază, ca la o construcție normală, nu ne trebuie cine știe ce tehnici. Bun. Și acum o să adăugăm deasupra, pe toată porțiunea asta așa mare cum e ea. Nici nu știu câte piese sunt în, într-un rând, dar nu contează. Că oricum are nevoie modelul de multe. O să adăugăm 3 rânduri. Deci 3 rânduri. În mod normal, eu aș fi pus 2, dar o să pun 3 pentru stabilitate cât mai mare. O să adăugăm 3 rânduri de piese albe normale, da? Deci pur și simplu luăm și adăugăm 3 rânduri de piese albe normale cu fața, pentru că V-am zis, din moment ce am unit bețigașele între ele, practic am format o anici. Acum adăugăm încă 3 deasupra. Ok, și vasul o să arate în felul următor după ce conectăm și acele mici ansambluri și vedeți că e destul de aglomerat acum aici. Adică, după ce, -abia după ce o să adăugăm ce alte rânduri și putem să-i dăm o mică formă, vom, vom putea să-l aranjăm cum trebuie. Dar vedeți că spațiile acelea mici se văd foarte frumos și de aceea am și lăsat câte un spațiu de o piesă liber între aceste mici unități. Și acum nu ne rămâne decât în spațiile acestea libere să adăugăm exact ca la stâlpișori, să adăugăm piese normale în așa fel încât să conectăm unitățile între ele. Da? După care, după ce am completat toate spațiile libere aici cu piese și am conectat unitățile, va trebui să mai adăugăm deasupra încă 3 rânduri normale de piese albe. Da? Deci încă trei rânduri deasupra de piese albe normale pe lângă acesta pus acum. Ok, și vasul o să arate așa după ce am adăugat rândurile deasupra. Vedeți că acum este mai stabil puțin. Arată foarte frumos și din lateral. Și acum putem trece la următoarea parte, pentru că mai este, nu, asta nu e tot, e, mai e de făcut la el. Și Vom lua patru piese albe, le vom pune una peste alta, în așa fel încât să formăm un bețigaș, da? Apoi punem două piese deasupra, cu buzunar liber, și într-o parte și în cealaltă, exact așa. Apoi, trei piese deasupra lor, da? Vedeți cum vin? Exact așa, și apoi încă două piese deasupra pe centru. Bun! Și am format o mini unitate așa Pe care o vom pune aici deasupra Da? Ca și cum am conectat piese normale Efectiv la fel Doar că uh, punem acest, această mini unitate deasupra da? Deci între două piese Apoi luăm încă o unitate Și o adăugăm lângă cea de mai devreme Singura condiție este să vedeți că sunt una lângă alta. A singura condiție este să fie o piesă liberă între cele două mini-unități, da? Bun. Și trebuie să facem în total, eu mi le-am făcut deja pe ale mele aici, trebuie să facem în total 27 de astfel de unități, da? Deci 27 o să las și pe ecran. Trebuie să facem 27 și regula este, după cum v-am spus, să le adăugăm ca și cum am adăugat piese normale, doar că trebuie să lăsăm un, o piesă liberă între ele. Da? Exact așa. Iar aici urmează să adăugăm piese deasupra, ca mai devreme ca să conectăm bețigașele, doar că momentan trebuie să adăugăm unitățile, da? Deci, după cum am ajuns, 27 în total, regula este o piesă între ele și completăm acest rând cu unități, așa, după care putem trece mai departe. Ok, și vasul o să arate în felul următor după ce conectăm și acele mici ansambluri și Vedeți că e destul de aglomerat acum aici, adică după ce, -abia după ce o să adăugăm alte rânduri și putem să-i dăm o mică formă, vom, vom putea să-l aranjăm cum trebuie, dar vedeți că spațiile acelea mici se văd foarte frumos și de aceea am și lăsat câte un spațiu de o piesă liber între aceste mici unități. Și acum nu ne rămâne decât în spațiile acestea libere să adăugăm exact ca la stâlpișori, să adăugăm piese normale în așa fel încât să conectăm unitățile între ele. Da? După care, după ce am completat toate spațiile libere aici cu piese și am conectat unitățile, va trebui să mai adăugăm deasupra încă trei rânduri normale de piese albe. Da? deci încă trei rânduri deasupra de piese albe normale, pe lângă acesta pus acum. Ok, și o să arate ceva de genul ăsta așa. După cum ziceam, deja nu mai încape în cadrul la cât de mare e. Bine, e și camera pusă jos. Da, deci o să arate așa. Și pe interior se poate vedea că ușor, ușor, dacă nu folosiți lipici, o să se... o să înceapă piesele să fugă. Dar de arătat arată extraordinar. Și un ultim pas este să adăugăm aici deasupra, sper că se vede, să adăugăm două piese albe. Da. Urmate de un albastru așa deasupra. A și apoi lăsăm un spațiu liber între cele două piese albe, după care adăugăm încă două și o piesă albastră. Și repetăm așa până terminăm rândul și după aceea vasul nostru va fi gata. Ok, și la final de tot vasul o să arate așa. Vedeți că arată super, super fain. Da? Uh, și uh, v-am zis, folosiți lipici, mai ales în zona asta aici așa. Încă din câte vedeți, piesele deja tind să se ducă. Bine, fiind noi, proaspete n-au de ce să se strice, încă rezistă, dar structura este super sensibilă și decât să riscați ceva să stricați un asemenea vas, mai bine nu. În fine, și acum nu aveți decât să puneți aici ceva, flori, ce doriți voi acolo cam atât cu acest tutorial. Îmi pare rău că nu încap asta în cameră, este super mare. Adică și am folosit PS1 pe 64 urma să iasă chiar atât de mare. Dar în fine, o să-l pun așa să se vadă cât de cât ok. În fine, cam atât și cu, cu, acest tutorial. Sper că v-a plăcut, sper că ați înțeles, că v-a ieșit. Dacă aveți vreo sugestie sau vreo nelămurire, nu este să lăsați un comentariu like, share, subscribe și ne auzim în următoarele tutoriale. O să încerc și eu să postez cât de cât ok, dar nu promit nimic, așa zic de fiecare dată. În fine, cam atât cu acest tutorial, ne auzim în următorul, salut!